S-au scurmit copii. Da. Da, uite, vine Moș Crăciun. Moș 21. Vine Moș 21. Ați fost scurmit? Da. Ați strigat pe Moșu. Moș Crăciun. Moș Crăciun. Ce faceți, copii? Bine. Așteptăm, moșule, așteptăm. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Iată, vin cu senioara! Ioi! Hopa! Uite aici, Remi! Bună! Mă rog, spiridușii lui Moș Crăciun! Bună seara! Moșul de la ziarul 21 nu a uitat nici în acest an de cei mai sărmani dintre noi. Astfel, Moșul 21 a vizitat în ajun de sărbători familia lui Adrian. Adrian, Pele, cum îl cunosc cei mai mulți dintre noi, este născut și crescut în Câmpia Turzii. A crescut însă fără mamă și fără tată și l-a ajutat în tinerețe foarte mult domnul doctor Tiberiu Văidean, căruia Adrian îi spune și acum tată. Adrian a crescut pe lângă echipa de fotbal a orașului, ISCT, și era nelipsit de la toate meciurile pe care echipa le avea acasă și în deplasare. Anii au trecut, Adrian a crescut și a încercat să-și facă un rost în viață. S-a căsătorit și are doi copii minunați. Trăiește în Războieni, alături de soție și de cei doi copii, într-o căsuță compusă doar dintr-o singură cămăruță. În această vară a reușit să mai ridice încă o cameră pe care speră să o amenajeze și să introducă curentul electric și toate cele necesare în cursul anului viitor. Toate acestea l-a făcut din munca sa, fiind un muncitor apreciat la spălătoria Dan Dan Tur din Câmpia Turzii. În fiecare dimineață ia trenul și face naveta către locul de muncă, ca mai apoi, de cum se lasă seara, se întoarce acasă cu același mijloc de transport. Sacrificii uriașe pentru a-și întreține familia. Adrian mulțumește tot timpul lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are. Dano, patronul unde muncește Adrian, are doar cuvinte de laudă la adresa lui. Acesta ne spune că Adrian își vede tot timpul de lucru, este respectuos și are grijă ca lucrul pe care îl face să fie la cel mai înalt nivel. El este foarte mulțumit de activitatea lui. După povestea impresionantă de viață acestui om, care a pornit practic de la minus, pentru că fără părinți este foarte greu, Moș 21, ajutat de o doamnă specială din Turda și o familie din Câmpia Turzii, s-a hotărât să-i facă o vizită la Războieni. Încărcat cu multe cadouri, Moș 21, ajutat de spiridușii săi de la ziarul 21, a ajuns în prag de seară la casa lui Adrian în Războieni. Acolo, cu minți, copiii lui Adi îl așteptau pe Moș 21 cu sufletul la gură. Nu le-a venit să creadă că moșul a venit la ei acasă. Un moment emoționant și pentru noi a fost acela când fetița lui Adrian a deschis unul dintre daruri și a văzut jucările de pluș. Le-a strâns la piept în timp ce tatăl ei își ștergea o lacrimă de bucurie de pe obraz. Ei bine, în momentul acela am știut că efortul nostru a meritat. Cam asta este pe scurt povestea de Crăciun din acest an a lui Moș 21. Noi spunem că am reușit să ajutăm încă o familie defavorizată, să aducem familiei zâmbetul pe buze. Dragi cititori, dragii noștri, faceți rai din ce aveți. Mulțumim la ziarul 21, din inimă, că ne-au ajutat. Și le urăm sărbători fericite și sănătate, că aia contează cel mai mult. Dacă n-ai sănătate, poți să ai bogăția din lume. Mulțumim și noi din suflet că ați făcut atâta drum.